position. Da, vă rog. Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media, stimați cetățenii Republicii Moldova, stimați cetățeni străini, în special cetățenii ai Ucrainei. Sunt Mihail Vodă, șef al Inspectoratului General pentru Migrație. Vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat subiectelor puse în discuție și pentru sprijinul care l-a acordat zi de zi și mai ales în diseminarea informațiilor de interes public, și aici vorbim despre persoanele care au găsit refugiu în țara noastră. Din start vreau să menționez faptul că Inspectoratul General pentru Migrație nu urmărește de a sancționa persoanele strămutate din Ucraina care au încălcat regimul de ședere. Deci, de ce v-am invitat astăzi să discutăm despre cum să combatem dezinformarea, în primul rând, și pentru a oferi informații la două subiecte importante. Primul subiect este faptul că este necesară legalizarea tuturor străinilor care se află în Republica Moldova și în contextul în care la 10 mai Comisia Situației Excepționale a decis că începând cu 15 mai toți cetățenii Ucraine și membrii de familie acestora se vor putea afla 90 zile parcursul sau 180 de zile, ceea ce este un standard internațional pentru toți. Deci, a doilea aspect este clarificarea aspectelor ce vizează cetățenii Republicii Moldova care oferă spațiu de locuit beneficiarilor de protecție temporară. Vreau să menționez că pe teritoriul Republicii Moldova la moment se află peste 100.000 de cetățeni ai Ucrainei, adică persoane strămutate din Ucraina. Din ei, ce este important de menționat, 65.000 se află mai mult de 90 zile și anume această categorie de persoane deci urmează a fi documentat de către noi, urmează a fi legalizat statutul. Deci, adulți și minori, practic, sunt minori un pic mai mult de jumătate, sunt minori din aceste persoane. Deci, în scopul gestionării eficiente a fluxurilor de migrație, începând cu 1 martie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat mecanismul de protecție temporară. Este un mecanism al Uniunii Europene care este implementat în Republica Moldova și reprezintă cel mai simplu mijloc de atribuire a unui statut legal unor cetățeni, a cetățenilor Ucrainei și a membrii de familie acestora. Obținerea unui statut legal pe teritoriul Republicii Moldova este absolut imperios, pentru că el, acest mecanism sau statut legal, dă acces la diferite tipuri de servicii și asigură drepturi din țara noastră. Pe această cale încurajez tot cetățenii Ucrainei să se documenteze, să se legalizeze pe teritoriul Republicii Moldova și pot alege orice posibilitate de documentare pe teritoriul țării care este disponibilă la moment. Cel mai simplu mecanism este protecția temporară, dar pe lângă aceasta pot obține un drept de ședere sau pot solicita azil pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă să mă refer la protecția temporară, aceasta produce efect odată cu manifestarea de voință din partea acestei persoane. Adică pentru a-i oferi un statut, el nu se oferă din oficiu, pentru aceasta este necesar ca persoana să manifeste voință. Spre deosebire de protecție temporară, dreptul de ședere poate fi solicitat pentru un scop sau un motiv anume. Și aici putem menționa reîntregirea familiei, dacă cetățeanul ucrainean este căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova, sau dacă este student la studii, sau dacă a găsit un loc de muncă, poate în scop de muncă, fie este investitor, activități religioase sau de voluntariat. O altă posibilitate de a-și legaliza statutul în Republica Moldova este solicitarea azilului. Deci este tot la fel o formă de protecție ca și protecția temporară, dar este ca și procedură administrativă, durează mai îndelungat și are mai multe etape administrative. De aceea, protecția temporară rămâne cea mai viabilă și cea mai rapidă metodă de a-și legaliza statutul pe teritoriul Republicii Moldova. Totuși, indiferent de care opțiune a ales-o, noi încurajăm și este saltabilă intenția străinilor de a-și legaliza statutul în Republica Moldova. Pentru claritate, un statut determinat oferă garanții
și sunt garanții de genul securității persoanei aflate pe teritoriul țării, sunt garanții referitor la drepturi și presupune acces la diferite tipuri de servicii, precum sănătate, educație, asistență socială și acces la piața forței de muncă. În perioada 24 februarie și până în prezent, am recepționat aproximativ 15.000 cereri de azil. Deci, la momentul de față, în sistemul de azil sunt circa 700 de persoane care beneficiază de o formă de protecție. Deci vorbim și de solicitanții de azil și de cei care au statut de refugiat sau protecție umanitară. Cu permise de ședere, la moment, sunt peste 7.000 de cetățeni ai Ucrainei, adică sunt cei care au obținut una dintre cele permise de ședere pentru un scop determinat, cum și spuneam, familie, muncă, investiții și alte scopuri. Datele statistice supuse analizei arată că totuși protecția temporară este cea mai rapidă cale de legalizare. La momentul de față avem peste 16.500 de persoane strămutate din Ucraina care au aplicat pentru protecția temporară și deja peste 10.300 de persoane au obținut documentul beneficiarului de protecție temporară. Dintre ei, aproximativ 3.400 sunt minori. Avem capacitatea de a documenta toate persoanele, sunt pe teritoriul public Moldova 12 locații ale Inspectoratului General pentru Migrație, deci documentarea are loc nu doar în Chișinău, se poate petrece și la Bălți, Cahul sau Comrat, precum și avem 7 oficii teritoriale amplasate pe linie administrativă. De asemenea, am creat 5 echipe mobile pentru persoane cu nevoi speciale. La momentul de față deja au obținut peste 130 de persoane cu nevoi speciale au obținut un document, adică echipele noastre mobile s-au deplasat fie la domiciliu, fie în spital, fie în alte locații unde sunt aceste persoane. Toate persoanele eligibile pentru protecția temporară trebuie să urmeze doar doi pași. Una este înregistrarea pe platforma protecțietemporară.gov.md, adică nu este necesar să se deplaseze la oficiile noastre, să stea în rând, să obțină diferite consultații. Este foarte simplu, aplică la protecția temporară, încărcând toate actele solicitate pe această platformă. Și totodată își alege singur oficiul la care vrea să vină, dintre cele 12 locații despre care vă spuneam, precum și alege data și ora convenabilă persoanei. Această formă de protecție este acordată până la 1 martie 2024 și este absolut gratuit. Adică toate serviciile noastre care noi le prestăm sunt gratuite în mecanismul de protecție temporară. Pentru înregistrare, documente nu sunt multe, trebuie să prezintă un act care să-i confirme identitatea, pentru că asta este important, să dăm un document persoanei care confirmă, noi trebuie să știm cine este în fața noastră. Și alt document este confirmarea adresei domiciliului sau reședința temporară. Și aici poate, de rând cu cetățenii Republicii Moldova sau alte categorii de străini care se află legal în țară, deci depune unul dintre cele acte care sunt necesare. Ce este important de menționat, că cei care au protecție temporară și vorbesc anume de cetățenii Ucrainei în speță, au dreptul de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova, asta este un primul drept care îl are persoana și vorbim de 1 martie 2024, are acces la sprijin de angajare în câmpul muncii și, în primul rând, dreptul de a munci, acces la cazare gratuită în cadrul centrelor de plasament temporar, de a beneficia de asistență medicală de urgență și primară și examenul medical gratuit din motiv de sănătate publică, de a avea acces la învățământul general, măsuri de asistență socială, precum și de a fi incluși în programele de asistență lansate de către partenerii noștri, pentru că ele sunt mai multe. Cu toții știm că începând cu 15 mai se aplică regula generală aceste 90 de zile. Perioadele de ședere și de aflare de până la 15 mai nu vor fi luate în considerare în calcul, adică persoanele nu vor fi sancționate pentru faptul că s-au aflat începând cu 24 februarie sau după sau până pe teritoriul Republicii Moldova. Cum și-am menționat, scopul nostru nu este de a sancționa persoanele care depășesc termenul de ședere, scopul nostru este să-i documentăm pe toți, avem capacitatea de a oferi documente la toți cetățenii Ucrainei, de a le oferi un statut legal. Deci, toate persoanele care vor depune cereri, fie pentru acordarea protecției temporare, fie pentru legalizarea unui alt statut și sunt în așteptarea documentării, ele nu vor fi sancționate. Și este important de menționat că principiul nereturnării este pentru toți,
Și atunci când viața persoanei este pusă în pericol în țara sa de baștină, indiferent de statutul său, ea nu poate fi returnată de pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, este important menționat că persoanele trebuie să aibă un statut legal pentru că aceasta le oferă acces la toate tipurile de servicii. Și în lipsa unui statut legal, ele nu vor avea acces, inclusiv multe programe lansate de partenerii noștri implică faptul că persoana trebuie să aibă un statut legalizat pe teritoriul Republicii Moldova. Deci acesta este primul subiect la care am vrut să menționez. A doilea subiect la care vreau să atrag atenția este faptul că accesul la servicii este condiționat de adresa de reședință. Iată, dovada acesta este un subiect care provoacă dezinformarea. Vreau să vin cu clarități pentru cetățenii Republicii Moldova care oferă spațiu de locuit persoane strămutate din Ucraina. Sunt o serie de întrebări frecvente. Una dintre cele mai, să spunem așa, des discutate este dacă persoanele care locuiesc în baza declarației pot face pretenții de proprietate asupra locuinței. Deci înregistrarea la reședință nu oferă persoanei niciun drept de proprietate. Adică aceasta este confirmarea adresei de reședință asupra faptului că persoana se află în teritoriul Republicii Moldova și este în mod analogic ca și alte categorii de persoane sunt la evidență și sunt parte sistemul unic integru din registraj de actualizare a datelor din registrele noastre. Respectiv, poate să se retragă persoana din această declarație. Evident că poate. Adică este un drept a persoanei și atunci dacă s-a retras sau persoana a plecat din Republica Moldova. Deci este obligația cetățeanului străin de a informa Inspectoratul General pentru Migrație în 10 zile de faptul că fie și-a schimbat adresa, fie a plecat din țară. Cam atât am avut să vă prezint conform subiectelor prestabilite. Dacă au rămas careva neclarități sau poate sunt întrebări, mă voi strădui să răspund la fiecare întrebare, după care, profitând de faptul că suntem în sediul ghișeului de documentare pentru protecție temporară, putem să vizităm și ghișeul județ cu mare loc activitatea propriu-zisă. Acestui ghișeu în spunitate pentru cetățenii Ucrainei, cât refugiați au fost de servicii aici și dacă procesul de prezentare a celor care iau nevoie pe teritoriul Republicii Moldova este mai rapid, cum se desfășoară? Deci, peste 10.300 de persoane deja au obținut documente de a beneficiar de protecție temporară. Este un serviciu gratuit, în primul rând, și, într-al doilea rând, foarte rapid. Deci, persoana, cum și-a menționat, se preînregistrează până a veni la sediile noastre. Și asta este foarte important, pentru că nu vii și începi să, când nu ai un act sau altul. Deci, verificarea aceasta se face până a veni în sediul nostru. Noi am făcut calcule. Documentarea din momentul intrării în sediu și ieșirii acestuia, procesul de documentare durează circa 30 de minute la adulți, la copii în general, având fapt că nu le sunt preluate amprentele digitale, ci durează și până la 10 minute. Și este important menționat că persoana deja din sediul nostru este cu documentul beneficiar de protecție temporară, adică el se printează aici pe loc, avem utilaj special, inclusiv și pentru amprentare și pentru printarea documentelor. Deci totul durează circa 30 de minute. Până la 30 de minute. Și care este fluxul acum de cetățeni ucraineni care ajung în Republica Moldova, dacă ați înțeles o majorare a numărului după ultimele evoluții din Ucraina, vedem atacuri lângă hotarul? În această perioadă fluxul este stabil, adică nu urmărim creșteri majore, cum și-am menționat, această cifră variază, dar ca regulă circa peste 100 de mii sunt pe teritoriul Republicii Moldova, dar și cum și-am menționat, cineva rămâne, cineva pleacă, cineva circulă, se întoarce, deci, nu observăm un flux major de persoane. Înțeles. Dar care sunt țările spre care pleacă de obicei refugiații ucraineni? Odată ajunge în Republica Moldova și care este calea lor mai departe, dacă poate aveți niște cifre? Da. Peste 2500, cel puțin prin evidențele noastre care au trecut, peste 2500 au plecat spre țări UE pentru a fi relocate în statul UE.
vorbim de Germania, Austria, evident că sunt și în România, în Polonia, dar cam acestea ar fi cele mai des accesate. Inclusiv am lucrat și cu Letonia, Lituania, au fost relocate persoane, pentru că chiar din primele zile, sau spun mai bine spus, din prima lună de când s-a început războiul în Ucraina, noi suntem în contact cu platforma de solidaritate. Împreună cu partenerii noștri am lucrat la informarea persoanelor ce fel de tipuri de servicii pot accesa în aceste țări, adică au avut accesul la informații, inclusiv pe platforma noastră, pe platforma Dopomog, am plasat multe informații. Evident că mulți din ei au plecat și în mod individual, deci nu fiecare este obligat să vină să ne declare unde vrea să plece și pentru ce. Până la urmă, dacă persoana, cum și-am spus, și cu protecția temporară, și asta nu este obligație, este un drept a persoanei. Dacă vine să depună la noi cerere, noi îi acordăm acest statut. Dacă persoana nu dorește și se află până la 90 zile și poate are alt scop de a se afla temporar sau poate să plece într-un stat UE sau să solicite un permis ședere, nu are decât să o fac, pentru că este un drept al său. Exact așa și cu relocarea. Oficial, ce a trecut prin programele noastre, un pic mai mult de 2500 de persoane. Și ca să readucem aminte tuturor, odată ce ajungem cetățean ucrainean, refugiat în Republica Moldova, care sunt primii pași care trebuie să-i fac pentru a-și legaliza statutul? Deci, este platforma protecție-temporară.gov.media. Se înregistrează pe această platformă. Această platformă este legată de un număr de telefon moldovenesc. De ce? Pentru că ca să nu fie înregistrări din alte țări și să fie o supraîncărcare artificială a sistemului și vorbim de securitatea cibernetică. Important este să aibă un document care să-i certifice identitatea. Și aici nu e numai decât să fie documentul de călătorie valabil. Poate fi și un pașaport expirat, pașaport valabil, document intern valabil sau expirat, un certificat de la consulatul Ucrainei, de exemplu, eliberat. Adică un document care să ne certifice că, într-adevăr, acesta este un cetățean al Ucrainei și să știm cine este în fața noastră. După care trebuie să-și confirme adresa de reședință. Deci asta tot este important, pentru că multe servicii acordate persoanelor sunt legate de adresa de reședință. De aceeași plecare la medicul de familie, accesarea sistemului de educație în școli pentru copii, iar și legat de anumite localități. Respectiv, aceste documente sunt încărcate pe platforma protecție-temporar.gov.media. Persoana indică toate datele sale, alege data și locația, ora inclusiv o alege și respectiv, printre altele, platforma permite de a înregistra toată familia printr-o singură cerere, după care singurul sistem informațional formează mai multe dosare, adică este foarte simplu de accesat. Respectiv, la data și ora indicată, vine, deci semnează cererea, că într-adevăr dorește să obțină această formă de protecție, îi sunt explicate drepturile și obligațiile sale. La adult sunt preluate amprentele digitale, pentru că aceasta este o obligație legală. O facem cu utilaje, deci cu live scanere, nu cu metoda veche de cerneală. Și respectiv sunt preluate datele biometrice. Și între aceste 30 de minute, cum și-am spus, deja se printează documentul și se mânează la mână. Are sistem de securitate cu QR cod, acest document poate fi verificat dacă este valabil sau fals. Și până acum câte persoane au beneficiat de acest statut de protecție? Da, deci circa 10.300 deja au obținut acest document. Dar mai avem, în total, aplicații sunt 16.500 de persoane care s-au adresat după acest serviciu. Dar, după cum și-am menționat, fiecare a ales data și ora convenabil persoane și, respectiv, noi documentăm conform celor alese de beneficiari. 10.300 în ce perioadă? De începând cu 1 martie. Okay. Atunci vă mulțumesc și, dacă aveți dorință, putem să vizităm în ghișeu unic. Thank you.